Domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Continuă negocierile dintre socialiști și democrați privind crearea unei coaliții majoritare care să funcționeze până în anul 2023. Președintele Igor Dodon spune că în cazul în care nu va exista o alianță de guvernământ, este previzibil scenariul alegerilor parlamentare anticipate. Între timp, socialiștii și democrații își împart sferele de influență. Cel mai probabil, democrații vor prelua șefia Ministerului Economiei, Ministerului Educației, Ministerului de Externe și funcția de vicepremier responsabil pentru reintegrare. Tot tabloul politic îl analizăm astăzi împreună cu invitații mei. Este vorba despre deputatul PPD, domnul Igor Muteanu. Bună seara, bun găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Alături de noi este și deputatul PDM, domnul Ion Leucă. Bună seara, bun găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Salutăm prezența în studioul TVR și a deputatului PAS, domnul Lilian Carp. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Domnilor, pentru început vă propun să urmărim declarațiile colegilor noastre din Parlament referitor la negocierile dintre socialiști și democrați. Probabil nu pot împărți portofoliile și funcțiile de conducere în agențiile guvernamentale, dar dincolo de asta, cred eu că ambele partide fac un rău atât Republicii Moldova, cât și lor chiar. Acesta ar fi motivul pentru care socialiștii și democrații încă nu au bătut palma, bănuiesc unii deputați. De cealaltă parte, cei de la PSRM spun că se vor întâlni în această săptămână cu democrații și vor discuta despre principiile politicii interne și externe, lucruri ce vor fi stipulate expres în acordul de coaliție. Dacă noi vedem că putem ajunge la un numitor comun pe politică internă și externă, atunci și trecem deja la activitatea guvernului și ne mijlocit la domenii de răspundere. Că evident că Partidul Democrat, în cazul în care deci coaliția va avea loc, evident că ei doresc să aibă și ei anumite atribuții și anumite domenii de responsabilitate. Cred că o să mai aibă loc mai multe runde de negocieri, nu ne grăbim. Că nu e nicio grabă, o spun și democrații. Potrivit lor, negocierile se poartă lent și atent. Dar de ce trebuie să ne grăbim? Noi vrem să știm și să fim siguri că vom putea lucra liniștit. Totuși este un proces destul de delicat și nu trebuie. Germanii, de exemplu, negociază 3-4 luni de zile. Partajarea funcțiilor este ultima chestiune care noi trebuie să... Eu nu văd acolo probleme. La masa de negocieri se vor așeza și președintele Igor Dodon și prim-ministrul Ion Chicu doar atunci când fracțiunile PD și PSRM vor găsi un numitor comun. Între timp, deputații PPD spun că negocierile s-au blocat, iar perdanții acestei ecuații vor fi democrații. Marja de manevră a Dăncii sunt foarte mică și asta înțelege foarte bine Dodon, adică sau democrații nu merg în genere în această coaliție, sau ei vor ceda totul, deoarece pâine și cuțit în mâinile lui Dodon. Anunțul neașteptat privind începerea negocierilor dintre PD și PSRM a fost făcut săptămâna trecută. Atunci, președintele Igor Dodon spunea că socialiștii le propun democraților același acord de guvernare pe care l-au semnat vara trecută cu blocul acum, cu excepția că guvernul nu va fi făcut de un singur partid. Așadar, domnule Leucă, dumneavoastră nu sunteți parte din grupul de negociatori, totuși probabil aveți discuții pe interiorul partidului, sunteți informați zilnic despre felul cum merg discuțiile, la ce etapă sunt acum negocierile cu socialiștii și când am putea avea o coaliție oficială PD-PSRM? După cum se știe, Consiliul Național Politic a dat mandat și a format grupul de negociatori cu Partidul Socialiștilor. Și deja săptămâna trecută au început aceste discuții. Aceste discuții au la bază unica tendință despre o posibilă revenire a Partidului Democrat la guvernare. Eu cred că este un lucru firesc, fiindcă esența luptei politice constă în a veni la guvernare, ori în urma unui scrutin parlamentar, prin voința poporului, când ai o majoritate și guvernezi singuri, sau în urma unor negocieri de formare a unor coaliții, ca de altfel cum s-a mai întâmplat la noi în politica moldovenească. Și negătând la toate învinuirile care li se aduc astăzi Partidului Democrat în legătură cu negocierile cu Partidul Socialiștilor, eu cred că este un lucru firesc și este foarte important ca de pe urma acestor negocieri și formarea unei coaliții să aibă de câștigat în ultimul rând cetățenii. Dar este adevărat că aceste negocieri au intrat în impas acum?
N-aș spune. Eu consider că grupul de negociatori din partea Partidului Democrat nu se grăbesc. Noi nu vedem revenirea la guvernare ca sensul activității Partidului Democrat. Noi nu ascundem că ne dorim o revenire la guvernare, dar nu cu orice preț. Și probabil, dat fiind faptul că Partidul Democrat cu Partidul Socialiștilor au și anumite diferențe ideologice, spre exemplu, dacă vorbim de politică externă, Partidul Democrat are o orientare clară pro-europeană. Partidul Socialiștilor înclină mai mult spre Uniunea Euroasiatică. Probabil și aici pot fi teme de discuții care trebuie să fie, să ajungem la un compromis. Sunt unele probleme de politică internă, de politică externă. Și eu cred că în rezultatul acestor negocieri se va ajunge la compromisul așteptat de ambele formațiuni, dat fiind faptul că s-au așezat la masă de tratative. Am înțeles, domnule Muntaru, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce a apărut necesitatea creării acestei alianțe acum și de ce nu s-a continuat, iată, în ritmul de până acum, să existe un guvern tehnocrat și democrații să susțină proiectele acelui guvern tehnocrat? Foarte simplu, pentru că acest guvern tehnocrat nu are sprijin politic. Acest guvern tehnocrat are nevoie de voturi în Parlament care să-i sprijine inițiativele legislative pe care să se așeze pe anumiți piloni importanți ai programelor sale economice ori sociale. Iar în ultimile două luni de zile, Partidul Democrat și-a realimentat dorința de a reveni la guvernare pentru că știe ce înseamnă putere. Puterea în accepția liderilor Partidului Democrat înseamnă puterea de a influența procesul economic și de a avea anumite părți din tortul care sunt parte de obicei atunci când ești la guvernare. Ei au colaborat în trecut și nu văd niciun motiv ca să colaboreze și în acest moment, pentru că pe dânsi nu îi orientează sau nu îi strânge împreună o ideologie, ci interese distincte. Mă refer în primul rând structural la ceea ce ține în picioare Partidul Democrat. Este un partid oportunist, care a avut grijă întotdeauna de repartizarea așcheilor din întreprinderile de stat și din alte elemente importante din bugetul public, din achiziție și așa mai departe. În acest moment, eu nu văd motive pentru care socialiștii și democrații să nu găsească limbă comună, pentru că au nevoie în egală măsură unul de celălalt. Președintele Dodon are nevoie de o anumită relativă stabilitate pentru ca campania sa prezidențială să nu devină prada fragilității guvernamentale, iar Partidul Democrat are nevoie cel puțin de o așchi din puterea legitimă sau legală, mai bine zis, asta ar fi mai corect, pentru că să înceapă așa, centimetru cu centimetru, să revină la puterea pe care a deținut-o. Am înțeles. Domnule Carp, de punctul dumneavoastră de vedere, de ce s-a așteptat până acum și nu s-a creat această coaliție imediat după demiterea guvernului Sandu? Eu cred că înțelegerile au avut loc mai devreme. Am fost într-o emisiune în luna august pe 11, pare mi se dacă nu mă așa la memorie. După demiterea guvernului Sandu? Imediat? Până la demiterea, luna august, nu era, nimeni nu mirosea că poate avea loc căderea guvernului și am spus că acest guvern va cădea și va fi ales prim-ministru Chicu. Atunci am menționat și vreo 5 nume care va fi în guvernul Chicu, chipul tehnocrat. Eu am spus tot scenariul, eu am cunoscut acest lucru încă în luna august, nu era nimic nou sub soare și am spus că Dodon a mers la alegerea unui guvern total, în linii generale sau majoritare a blocului acum, din simplu motiv că a dorit să repoziționeze în relațiile cu Plahotniuc. Asta a fost, nu a avut interesul de a scăpa sau cumva de a merge spre democratizarea societății. Obiectivul lui a fost să se repoziționeze în negocieri cu Partidul Democrat, fiindcă Partidul Democrat la acea etapă, prin Plahotniuc, controla întregul sistem de justiție, care îl punea într-o situație destul de jenantă pe Dodon atunci când nu dorea să semneze vreun act sau altă curte constituțională fie. Îl
îl punea pe Candu să semneze în locul lui și multe alte lucruri de acest gen. Și atunci obiectivul a fost să repoziționeze, da? Să-și capete, fiindcă este an electoral și a avut nevoie de a demonstra că puterea, de fapt, polul puterii se află la președinție. Deci cam asta a fost logica lui Dodon atunci când a ales guvernul Sandu. Dar de ce nu s-a formalizat imediat această coaliție? Era nevoie de mai curățit, așa să spunem noi, dacă putem folosi acest termen, de câțiva deputați care erau apropiat, așa să spunem, de Plahotniuc. Și astfel i-a fost și logică această ieșire a lui Candu cu câțiva deputați. Da, dar asta nu înseamnă că nu au rămas alții. Credeți că e un scenariu coordonat? Da, sigur că, bun, nu este un scenariu coordonat, este un scenariu în care Plahotniuc nu și-a mai văzut rostul să continue, da, sau nu mai menține controlul asupra Partidului Democrat. În acest fel, deci clar că Plahotniuc, când a obținut controlul asupra Republicii Moldova, a avut câteva elemente. Primul element a fost procuratura, da, doilea element, ca să poți menține procuratura, fiindcă asta îți dă cheile pentru putere și nu vii la putere singur, ai nevoie de un partid politic prin intermediul care tu mai departe controlezi puterea politică. Am înțeles, domnule Leu, că dar iată se vorbește despre împărțirea ministerelor, cel mai probabil doamna Babuc va reveni la Ministerul Educației. Este posibil să asistăm la o revenire a domnului Galbăr în funcția de ministru de externe? Până vă răspund la întrebarea dumneavoastră, vreau să atrag atenția telespectatorilor, cât și colegilor mei deputați în Parlament, că trebuie luat în calcul că Partidul Democrat în urma alegerilor locale are 261 de primari, 10 președinți de raioane și în campania electorală locală noi am promis cetățenilor fapte și lucruri concrete care trebuie realizate pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Și una din motivațiile conducerii Partidului Democrat a colegilor mei din partid de a reveni la guvernare și de a merge la o posibilă coaliție cu Partidul Socialiștilor a fost și această responsabilitate față de alegătorii noștri și față de aleșii locali care așteaptă deja demararea unor programe care au fost în trecut de Partidul Democrat pe timpul guvernului Filip demarate la nivel de țară și care au dat și rezultate palpabile. Dar au fost restabilite de guvernul Chico. Adică nu... Și vreau să vă spun că una din motivațiile că noi am votat acest guvern tehnocrat care a fost criticat de colegii noștri din opoziția parlamentară a fost și aceea că o bună parte din membrii guvernului Chicu sunt fost colegi de-ai noștri din guvernul Filip. Și noi nu spunem că în perioada guvernării, atât a guvernului Filip sau în actuala guvernare a guvernului Chicu, nu se fac și unele sau nu s-au făcut unele greșeli. Este important ca din mers ele să fie înlăturate. În ceea ce privește de persoane concrete care vor ocupa anumite funcții în urma partajărilor funcțiilor politice, până când nu m-aș aventura să dau anumite nume, fiindcă nu sunt finalizate aceste negocieri și nu știm exact ce ministere sau departamente sau agenții de stat vor reveni anume Partidul Democrat și în genere dacă aceste negocieri se vor finaliza cu succes. Eu personal îmi doresc aceste negocieri să fie finalizate cu succes, fiindcă cetățenii așteaptă stabilitate și rezultate concrete de la autoritățile statului. Pentru asta ne-au dat mandat atât în legislativ cât și noi ca parlamentari dăm mandat în scăunarea oricărei guvernări. Dar mizați pe Ministerul de Externe, de exemplu, pe Ministerul Eu cred Economiei. Că ar fi preferabil ca Partidul Democrației să dea acest minister, fiindcă noi avem niște linii roșii care în rezultatul negocierilor nu o să le trecem, dacă e vorba de politică externă și orientarea Republicii Moldova spre vectorul european, îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și mai ales că în ultimul timp, cu regret, ambii miniștri de externe, atât domnul Popescu din guvernul Sandu, cât și domnul Ciocoi din guvernul Chicu, au făcut niște gafe, aș spune așa, diplomați și profesionali care a jignit foarte mult, în primul rând, veteranii de război care au participat la
războiul de pe Nistru din 92 și aceste lucruri trebuie să penalizate. Eu cred că viitorul ministru, dacă o să fie din partea Partidului Democrat, dacă o să fie format coaliția, nu își va permite așa gafe în spațiu public. Dar luați în considerare scenariul ca domnul Galbur să revină la șefie acestui minister. Eu vreau să spun că Partidul Democrat nu duce lipsă de persoane care ar putea să ocupe aceste funcții. Să nu uităm că am avut colegi care au avut un cuvânt greu de spus în politica externă a Republicii Moldova. Mi-aș aminti chiar și pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Germania, fostul președinte al Parlamentului, domnul Igor Corman, care negatând că a plecat din partid în activitate în sectorul al economiei, dar niciodată nu-i târziu să se reîntoarcă și alte personalități care ne-ar face cinste să fie alături de noi în situația respectivă. Am înțeles. Domnule Munteanu, ce ar însemna o coaliție de centru-stânga pentru Republica Moldova și cum ar putea fi privită această guvernare de partenerii noștri de la București, de exemplu, de la Bruxelles? Cu excepția politicilor de alocare permite necesități urgente ale populației, Partidul Socialist nu este de stânga. Este un partid mai degrabă care se orientează în funcție de circunstanțele economice ori sociale și atunci când are posibilitate, cumpără loialitate politică. Asta nu înseamnă un partid de stânga. De foarte multe ori ia decizii care sunt mai degrabă legate de un partid liberal. Inclusiv dacă vorbim de privatizările pe care le-a anunțat tehnocratul prim-ministru Chicu, un guvern socialist nu face de asta. Sau, mă rog, are niște preferințe legate de statul de bunăstării. Domnul Leucu vorbește despre domnul Corman. Cred că mai degrabă se întoarce Dunărea înapoi decât intră domnul Corman înapoi în politică. Problema Partidului Democrat este că, într-adevăr, a avut foarte multe persoane care au un anumit statut. Problema ambelor partide, a Socialist și Democrat, este că lipsește credibilitate pe plan extern. Și Partidul Democrat a avut un mare impas în anul 2018, atunci când a fost suspendată finanțarea externă și mai multe rezoluții ale Parlamentului European, au invocat lipsa de instituții fundamentale care să apere democrația. După care a început practic izgonirea himerilor prin faptul că multă lume a avut critici acide în raport cu stilul de guvernare în Republica Moldova, pe care noi l-am numit printr-un singur cuvânt uzurpare puterii de stat printr-o declarație a Parlamentului din iunie 2019. Să nu se uite acest lucru. Și Partidul Socialist a nimerit în aceeași fundătură prin faptul că a luat decizii negândite, ceea ce au ostilizat o bună parte din partenerii externi. Și acum ambele partide, care au niște experiențe oarecum neplăcute în raport cu partenerii pentru dezvoltare, încearcă să promoveze sau să ajungă la un numitor comun în privința unei guvernări comune, în condițiile în care nu prea au punți de legătură cu Occidentul, exact acel Occident care este singurul factor, singurul actor care poate să ofere asistență pentru dezvoltare. De Federația Rusă cu cele jumătate de miliarde de dolari, ar fi mai bine să uităm. Dacă vor veni doar o infimă parte din acești bani, iar după evenimentele recente în care rubla cade, se rostogolește jos, guvernul rus va fi foarte complicat să-și onoreze obligațiile în raport cu niște actori din vecinătatea imediată. Deci eu le doresc succes, pentru că, într-adevăr, un guvern trebuie să existe, dar mă tem că acest guvern, până la alegerile prezidențiale, va fi foarte fragil, se va confrunta cu lipsă de voturi în Parlament, pentru că așa stau lucrurile, iar anumite grupuri care au început să dezbine deputați din Partidul Democrat își vor continua cursul. Înțeles. Domnule Carp, câtă susținere ar putea avea o astfel de guvernare pe plan extern? Bun, este complicat. Noi a reușit lui Pavel Filip, care în perioada dată avea un guvern ce avea o susținere de 57%, 57 din mandate, cer scuze, iar în contextul când era declarat pro-european vădit acel guvern, plus era un Iure Leancă așa rău, bun, într-un fel sau altul avea anumite cheițe în cancelarele europene și nu au reușit să poată găsi o anumită comunicare. În contextul dat, când avem un guvern
cu declarații foarte contradictorii, inclusiv și al lui Chicu, așa, de Flăcău, satului, care încearcă să arunce în stânga, în dreapta, una, zefne mea, noi vedem și alte acțiuni pe care le întreprind de acum, într-o situație de criză. Clar că slab, cum spun eu, puține șanse că acest guvern să reușească, cel puțin în partea vestică, să aibă anumite comunicări. Noi îl vedem pe, într-o situație destul de jenantă pe Dodon, care merge și încearcă să facă un selfie pe la ușile liceilor din instituțiile europene pentru a demonstra, vezi, doamne, pe la canalele sale de propagandă, că el are anumite întrevederi cu europeni pentru a-i oferi lui țări de o posibilitate, dar la canalele lor să arate că, uite, doamne, vezi că se întâlnește cu oficiali europeni. Mă scuzați, dar la ușa liceului Consiliului Europei sau în altă parte, asta nu înseamnă diplomație. Dar iată, zilele acestea la Chișinău este așteptat Victor Orban. Este primul polițian de rang mai înalt care vine în ultima perioadă a Republica Moldova. Este o încercare de a arăta societății că de fapt avem deschidere din exterior? Asta este o încercare. Să nu uităm că Victor Orban este plăhotniucul Europei. Da? Așa cum a fost plăhotniuc aici, Victor Orban are, Ungaria are mari probleme din cauza guvernului Orban în ceea ce privește susținerea cursului european și alte lucruri. Orban este o portavoce a lui Putin în Europa și e clar că prieten la nevoie se cunoaște. Asta încearcă acum să arate Chicu că există și o țară europeană în care Republica Moldova are susținere. De haide să facem așa cronologic ce mari oficiali a fost Republica Moldova, John Biden, Angela Merkel. Deci asta sunt oamenii grei care dau credibilitate unor relații externe și nu prim-ministru Ungariei sau mai nu știu unde. Asta este. Dacă vedeți, Fidesul lui s-a retras sau i s-a suspendat pentru o perioadă de vreme în calitate în Partidul Popular European. Ca urmare a unor constatări că acest partid construiește un cult al personalității în Ungaria. Din păcate, pentru că Ungaria a fost o vitrină a democrației pe timpuri. Și evident, dacă te uiți la persoanele de referință pentru actuala guvernare, este Erdogan, este Victor Orban, este Vladimir Putin. Alte soluții nu există. Și atunci când construiește semne piramidă în afara standardelor de democrație reprezentative profesate de Parlamentul European, îți dai seama că acest lucru nu poate să dureze foarte mult. Pentru că, până la urmă, cineva va cere, de exemplu, să se conformeze unor practici legate de spațiul european. Înțeles. Domnule Leu, că dacă revenim la negocierile cu socialiștii, această coaliție PD-PSRM este bătută în cuie sau mai examinat și scenariul unei coaliții, de exemplu, cu blocul acum, cu PAS și PPD? Eu vreau să reiterez faptul că până când nu e format coaliția, până când nu a început activitatea viitorul ministru de externe, să nu ne grăbim să facem încheieri referitor la deschiderea factorului decizii de Uniunea Europeană spre dialog cu potențialul nou actual guvern a Republicii Moldova. Fiindcă eu nu o să vă dau să mint, de foarte multe ori l-am auzit pe domnul Mihalcu spunând că Uniunea Europeană nu susține guverne concrete sau prim-ministri concrete sau miniștri de externe, dar susține reformele și cetățenii Republicii Moldova. Și vreau să spun că o bună parte la relațiile noastre cu Bruxelles și cu Uniunea Europeană se datorează și anumitor laude din ghilimele care le-au adus unii lideri de partide de la noi din Republica Moldova la Bruxelles, fostei guvernări. Și vreau să spun că, în genere, eu sunt o persoană care mă feresc de oameni care își vorbesc de rău părinții și țara. Eu cred că noi lucrurile la care avem de mai repetat lecția în ceea ce privește pe interior, trebuie să ne le rezolvăm singuri aici, în Republica Moldova. Și când avem ocazia și posibilitatea să vorbim de bine țara și să o prezentăm la cele mai înalte niveluri, eu nu cred că ce simpatie sau antipatie n-aș avea față de actualul și foștii președinți a Republicii Moldova. Eu cred că, conform etichetului diplomatic, un președinte de țară când iese în afară este primit conform etichetului respectiv. Și de asta, în primul rând, are grijă diplomația moldovenească. L-am alături pe excelența sa, domnul fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite. Am avut onoarea să-l vizitez chiar la ambasadă în 2010. Și eu știu atenția de care se bucură orice cetățean sau orice demnitar de stat când este în afară
Și n-aș exagera eu niște lucruri, că președintele țării chiar este primit la ușa biceului într-o capitală europeană. Arătați-mi, vă rog, măcar o întâlnire oficială pe care a avut-o Dodon, una oficială pe care a avut-o în Europa. Nici una, toate sunt pe coridoare. Și când am zis de viceu, eu cu adevărat vă spun că este o fotografie care este făcută la ușa viceului. Are un fotograf care îmblă de urma lui și el repede jur îmblă cu mâna întinsă. Cine dă mâna cu el, hap, repede jur, pac, i-a făcut o fotografie, omul plasează. Posibil și nu asta depinde nimeni. De maestria profesională oricărui jurnalist. Eu nu-i fac agenda președintelui Republicii Moldova, eu cred că e în stare și să o fac singur și în dependență de ce strategie și tactică are și o gestionează. Dacă revenim la negocieri, da. Este bătută în cuie o coaliție cu socialiștii sau mai examinați posibilitatea ca să existe discuții? O formațiune politică care se respectă pe dânsa trebuie să fie deschisă să negocieze măcar și cu numai ca să îmbunătățească viața cetățenilor. Eu vreau să spun că cu regret vreau să constat că colegii noștri din blocul acum, chiar de la începutul activității actuale Parlamentului, legislatura a 10-a, prin vocea liderilor lor de partid, eu nu vorbesc de colegii din studio sau foarte mulți colegi din Parlament, și-au tăiat căile de a negocia cu Partidul Democrat, fiindcă, dacă nu mă înșală memoria, aproximativ jumătate de an am auzit ca deputat în Parlament ales pe circunscripția numărul 5 Glodeni Reșcani, calificative de hoți, bandiți și trădători. Și atât când ai mesajul ăsta în fiecare zi la fiecare ședință de comisie sau de în plena Parlamentului, probabil că cărările de a negocia cu oameni care promovează mesajul respectiv nu sunt imposibile, dar sunt mai dificile. Și eminamente, când s-a pus problema plecării guvernului Sandu de la guvernare, fiindcă e discutabil încă că a fost dat jos guvernul Sandu sau s-a dorit să plece de la guvernare. Eu știu atmosfera de la noi din fracțiune și pot spune public la televiziune sau tot cetățenii. Eu cred că jumătate din fracțiunea Partidului Democrat nu era dispus să voteze moțiunea de cenzură. Dar când doamna prim-ministru nici n-a venit la fracțiune să lămurească cauzele, din ce cauză pleacă de la guvernare sau e nevoit să plece, și doi, ne-a mai făcut și trădători în ședința în plena Parlamentului, chiar au creat o situație foarte dezgustătoare pentru oricare deputat care nu și-a dorit să voteze această noțiune de cenzură. Eu vreau nu să ocup emisiunea cu această încheiere, dar închipuiți-vă cum am simțit eu, care am terminat războiul la Nistru pe 21 iulie 92 în Tighina, când am primit calificativul de trădător în ședința în plenă a Parlamentului. Este o situație foarte delicată. Cine a trăit clipile care le-am trăit eu și camarazii mei la Nistru 92. Da, domnule Munteanu, după astfel de declarații, credeți că mai poate exista o coaliție dintre blocul acum și PD, o coaliție pro-europeană? Noi nu am avut coaliție nici cu socialiștii. Noi am avut o majoritate parlamentară pentru o perioadă scurtă de timp. Aș vrea să revin la câteva elemente pe care le-a menționat domnul Leucă. În primul rând, despre deschiderea Occidentului față de Republica Moldova, nu trebuie să vorbească în termeni abstract, pentru că mulți dintre socialiști și democrați spun, dar noi nu suntem diferiți, noi mergem cu cursul european, dar nu înțeleg, de exemplu, care este acest curs european. Pot să evaluez cursul european pe baza intrărilor de finanțare externă europeană pentru nevoile de dezvoltare ale țării. Ori noi, din anul 2014 până în acest moment, am pierdut peste 60% din toată finanțarea externă europeană. Nu au ajuns la necesități, pentru că am avut instabilități, pentru că am avut guverne care s-au potrivit la ceasul, la ceasornicul lui Plahotniuc, și pentru că am avut instituții care nu funcționau în binele public, dar funcționau în binele partidului. Înțeleg sensibilitățile domnului Leucă și, într-un fel, îmi pare rău că s-a simțit atât de nefericit sau afectat de anumite învinuiri, dar nu cred că învinuirile erau adresate lui, mai ales
o persoană care a fost un combatant în 1992, ci mai degrabă unor rechini ai tranziției care erau grupați în Partidul Democrat și care își împărțeau beneficiile. Când s-a întâmplat declarația de constatare a uzurpării puterii de stat în Republica Moldova, aveau niște motive foarte clare. Nimic nu respira în Republica Moldova, fără ca să dorească Plahotniuc. Poate e o anumită generalizare, dar asta simțeau toată lumea. Și respectiv după 8 iunie, a existat o anumită dezlegare, da? Plahotniuc a plecat. Noi credeam naiv că putem să accelerăm acest proces de deoligarhizare. Lucrurile s-au dovedit a fi mai complicate. Dar în acel moment Partidul Democrat nu era pregătit pentru niciun fel de majoritate parlamentară. Ei votau în continuare ca să-și păstreze niște poziții. Și acest lucru, probabil că domnul Leucă trebuie să le înțeleagă, nu doar să considere că cineva îi dorea rău sau îl eticheta pe domnia sa. Eu vreau ca Republica Moldova să recupereze drumul de aderare instituțională la Uniunea Europeană. Vreau ca clasa politică din Republica Moldova să înțeleagă ce se cere, ce trebuie să livrăm, pentru că această credibilitate să apară. Doar, pur și simplu, să considerăm că este suficient un guvern format din albaștri și roșii la guvernare și imediat Bruxelles va spune că vom lucra cu orice guvern din Republica Moldova. Nu e chiar așa. Să nu ducem în eroare cetățenii și pe viitorul acestei emisiuni. Excelență, eu aș fi de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneți, dar să nu credeți chiar nu am o pregătire necesară în ceea ce privește arta diplomației a Occidentului față de Republica Moldova sau nu m-am documentat. Dar vreau să vă zic un lucru. Dacă noi să vorbim niște lucruri concrete și dumneavoastră nu să-mi dați voie să mint, iată, am vorbit despre acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Da. Păi, experții au constatat că pe timpul guvernului Filip, undeva tot ceea ce trebuia în perioada respectivă de îndeplinit în ceea ce privește implementarea acestui acord, undeva 80% a fost îndeplinit. Doi, în ceea ce privește experți de politică externă, de politică internă, care studiază... Au fost niște rapoarte shadow reports al IPRE, au fost niște rapoarte a experților angajați de Comisia Europeană în martie 2019, care constata lipsa de progres pe sectoarele strategice de dezvoltare a Republicii Moldova. Nu știu la care autorități faceți referință. Eu vreau să vă dau numai o cifră, că astăzi nu o să dau numele unui expert economic cunoscut foarte bine dumneavoastră, dar în discuția care am avut-o mi s-a spus că numai datorită implementării unor anumite politici la departamentul Vamal, în 3 ani de zile de guvernare a guvernului Filip, au fost atrase adăugător venituri la bugetul de stat de peste 18 miliarde de lei. Asta e un lucru mare sau mic. Fiindcă noi, neavând finanțare externă, s-a dovedit că ne-am descurcat cu rezervele interne. Poate nu atât de reușit cum s-a așteptat. Ideea asta, cred că ne putem dezvolta cu resursele interne, este foarte periculoasă pentru o democrație fragilă care Republica Moldova. Și vă spun de ce, domnule. Eu n-aș face din lucrul acesta tragedie. Tendința de a ne descurca în situații destul de delicate în măsura posibilităților cu rezervele interne, eu o salut ca cetățean al Republicii Moldova. Fiindcă mai bine ca noi, regulă la noi acasă nu o să facă nimeni. Dacă este deschidere din partea Occidentului, din partea partenerilor noștri strategici, să ne ajute. Prin diferite proiecte, nu văd o problemă. Domnule Caru, vă rog. Bun, eu referitor la retorică. Știți, este un banc vechi care spune că unii tata, de ce nu iubești românii, da? Că l-au bătut pe tata și unii tata l-au împușcat rușii. Cam așa e abordarea care generalul văd și acum. Să nu uităm la faptul că Rogozin e un bun prieten al lui Dodon, prin care amândoi mai beau prin beciuri. Să nu uităm că Dodon a fost cu Krasnoselski și a depus flori și a cerut scuze pentru faptul că, vezi, Doamne, noi am început războiul. Deci multe lucruri care eu, când ajungem la situația că cineva a spus o vorbă, dar când ne uităm la faptele realizate de către cu cine mergi mai departe, că asta este marea problemă. Dar nici asta nu e atât de este important. Deci lucrurile în care noi vorbim, de ce Republica Moldova nu are deschidere la Uniunea Europeană, n-a avut guvernul Filip și slabe nădejde se întâmplă și cu acest guvern Chicu și toate aceste calificative că se duce, vezi, doamne, Sandu și cu Năstase la instituțiile europene și începe a ruga, asta este foarte urât spus.
Pentru că Uniunea Europeană are prezență aici, ambasadori acreditați, care știu mai bine lucrurile decât noi toți luat la un loc, oamenii care au pregătire necesară pentru a face analiză ce se întâmplă aici și ce facem noi aici. Iar faptul că nu a avut loc finanțarea pe timpul guvernului Filip a fost din simplu motiv că instituțiile statului au fost acaparate. Asta a fost marea problemă. Acest lucru se continuă mai departe, reacapararea instituțiilor statului înapoi. Când îți vor pui prin fel de fel de concursuri fraudate pe Floce, pe Stoianoglu sau pe alții. Deci oamenii văd că găștele încerc să se înțeleagă între ei mai departe pentru a-și putea proteja dosarele și fundul de prostiile pe care le-au făcut. Am înțeles, dar ne amintim cu toții despre acele... Dacă se poate referitor la acapararea instituțiilor statului, eu nu știu, nu mi-amintesc în a doua jumătate a anului 2019 Partidul Democrat s-a avut putere de decizii ca actuala guvernare să acapareze instituțiile statului. Eu mi-amintesc, fiind deputat în Parlament, când a fost constituită nouă componență Curții Constituționale și cine a votat pentru ea. Eu mi-amintesc cine a votat pentru șeful Centrului Național Anticorupție. Eu mi-amintesc alte instituții care astăzi sunt sub o anumită persoană, dacă vorbim de instituțiile de forță. Și mi-amintesc în perioada respectivă la noi a guvernat guvernul Alianței Blocului acum și Partidul Socialiștilor. Acest guvern a încercat să schimbe prin asumare de la guvernare, domnul Carp, nu trebuie să încerci, la guvernare trebuie să guvernezi. Atunci când s-a văzut foarte clar că există Partidul Socialiștilor care trișează și guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii procuraturii, pentru a da o stabilitate și a corecta anumite lucruri, ce ați făcut? Ați dat jos acest guvern. Nu, asta nu, este marea problemă. Asta a fost marea problemă. Asumarea răspunderii guvernului a fost pentru a pleca de la guvernare. Acesta a fost pentru a opri încă o fraudare a legerii într-o funcție. Asta a fost. Și voi ați dat o mână de ajutor ca acest guvern să plece pentru că și-a asumat răspunderea, pentru a putea pune punct acăpărării instituțiilor în stat mai departe. Domnule Muteanu, dar iată ne amintim cu toți acele imagini celebre în care Igor Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova. Odată cu crearea acestei coaliții PD-PSRM, ar putea reveni acest subiect în actualitate? Acest subiect este un subiect pe agenda Kremlinului, în primul rând, și Kremlinul va promova interesele sale prin intermediul actorilor politici care au nevoie de sprijin extern. Și neavând un sprijin extern din partea Uniunii Europene, din partea Bruxelles, evident că vor accepta orice fel de condiționări sau o parte din condiționări, pentru că probabil mai sunt oameni cu linii roșii, dar o bună parte din Partidul Socialist nu au aceste linii roșii. Este un foarte mare risc pentru securitatea națională. A doilea rând, aș vrea iarăși să revin la discuția pe care am inițiat-o domnul Carp și domnul Leucă. În 5 luni de zile nu faci foarte multe lucruri, mai ales că factorii care mențin stabilitatea unui regim cleptocratic nu sunt obligatorii legate de instituțiile statului, ci din anumite monopoluri pe care ei le consideră naturale. Metalferosul, controlul de plin. Porturile, control de plin. Aeroportul prin concesionări ilegale. În economia națională s-au format un anumit set de monopoluri construite după dorința și interesele Partidului Democrat. Asta posibil domnul Leucă nu va fi de acord cu această constatare. Dar dacă te uiți pe indicatorii economici, ajungi la această concluzie. În 5 luni de zile nu am putut dezbate aceste monopoluri și aceste rând pe rând au început să treacă în tabra socialiștilor. Acum ce fac CNA sau în Curtea Constituțională? Astea sunt lucruri mai importante pentru că ăștia nu sunt factori structurali. Factorii structurali sunt legați de economie, cine controlează fluxurile de bani, cine controlează comerțul, cine controlează investițiile, mă refer la investițiile capitale. În felul ăsta, prin inerție, statul pe care îl patrona Plahotniuc coexistă în acest moment cu guvernele care s-au format după căderea primul ministru Maia Sandu. Eu cred că Republica Moldova are foarte mari probleme. Nu trebuie să mergem la modelul Ceaușescu. Ceaușescu zicea că România se poate dezvolta prin neatârnare. Modelul ăsta este perimat, este învechit, el nu funcționează în condițiile Republicii Moldova. Noi avem nevoie de investiții stabile din partea Uniunii Europene
și o creștere economică de cel puțin 15% anual, ca noi să ne apropiem în următorii 10 ani de zile de indicatorii cei mai jos din regiune. Republica Moldova este extrem de săracă și nu trebuie să gândim doar în, eu știu, în alb și negru, în condițiile că cine la putere are dreptate și cine este opoziție, evident că a pierdut coerența cu procesul politic. Domnule Leu, că subiectul federalizării ar putea reveni în actualitate? Eu cred că subiectul federalizării în procesul de negocieri dintre Partidul Democrat și Partidul Socialistilor nu este un subiect care merită atenție în procesul de negocieri. Nu l-ați discutat? Nu cunoașteți despre discuții la acest subiect? Eu nu particip la aceste negocieri, dar eu v-am spus că Partidul Democrat are niște linii roșii care nu o să le treacă și asta trebuie să fie convins și colegii mei din studio și cetățenii care ne privesc la televizor. În acest sens, optați pentru funcția de vicepremier pentru reintegrare? Noi, la fel cum am spus cu externii, ne-am dorit această funcție, fiindcă ar fi un garant că noi suntem cu mâna pe puls în ceea ce privește problema transnistreană. Am înțeles. Domnule Carp, astăzi în Parlament se vehicula că am putea asista la remanieri guvernamentale, nu s-a întâmplat. Credeți că s-ar putea schimba doar unii miniștri sau va cădea tot guvernul? Eu cred că unii ministri, în orice caz, din declarațiile, eu încerc să citesc uneori... Din culise. Nu, subconștientul unora când fac declarații, îmi dăm seama că uneori subconștientul vorbește și apoi își dau seama că a făcut declarații. Declarația pe care a făcut-o Dodon referitor la faptul că acest guvern va continua, sau cel puțin, va rezista până în sfârșitul anului. Aceasta înseamnă că am putea avea la etapa actuală remanieri în guvern doar în ceea ce privește nume de persoane. Totodată vedem că prim-ministru Chicu se opune acestor lucruri, așa, într-o emisiune care a avut loc ieri. Ori dumnealui știi foarte exact că este posibil să plece din această funcție după alegerile prezidențiale și ar dori să-și păstreze această garnitură până la sfârșit de mandat. Nu în zadar se vehiculează și scenarii care ar putea veni după alegerile prezidențiale în contextul când va fi ajutat Dodon pentru a lua doilea mandat cu ajutorul PD-ului de a reveni această funcție de prim-ministru PD-ului și revenire lui Pavel Filip în funcție de prim-ministru. Se discută în culise și acțiunile pe care le realizează sau declarațiile pe care le fac, deci cam se adeverește și faptul că este destul de frustrat în Chicu când se discută despre faptul că trebuie de făcut remanieri în acest guvern. Totodată, remanierile nu cred că vor avea loc într-un timp scurt, adică în următoarele săptămâni, așa, din simplu motiv că avem această criză care este Republica Moldova cu epidemia de coronavirus și acum preia agenda această stare de criză și dacă s-ar face și aceste remanieri, aceasta ar duce o nemulțumire din partea populației și aceasta este una din cauze în care nu se vor face remanieri într-un scurt timp. Domnule Leu, când am putea asista la revenirea lui Pavel Filip la șefia guvernului? Nu este exclus. Independent cum o să evolueze evenimentele politice în anul 2020. Eu doar îmi doresc și ca cetățean și ca deputat în Parlament ca situația să nu iasă de sub control și noi să nu intrăm în instabilitate politică iarăși să mai pierdem un an. Anul trecut, 2019, a fost un an electoral, am avut două scrutinii, unul parlamentar și unul local și, bineînțeles, practic ceva concret pentru cetățeni palpabil nu s-a realizat practic nimic. Și să avem 2 ani consecutivi de instabilitate politică, eu sincer să vă spun că cetățean nu mi-aș dori acest lucru. Dar în caz că se va forma o majoritate parlamentară, guvernul va începe să lucreze în condiții când o să aibă acoperire parlamentară și o să poată să promoveze proiectele, vor avea loc alegerile prezidențiale în toamnă, în dependență de cine va câștiga la aceste alegeri, eu nu m-aș grăbi să dau încheieri deja că o să câștige cu tare sau cu tare. Fiecare cetățean are dreptul să încadreze în acest exercițiu democratic și încă e greu de spus cine o să fie câștigătorul la alegerile prezidențiale. Pregătiri fac toți.
fac toți. Și este normal acest lucru să se întâmple, care vreți să intre în această bătălie politică. Dar, în dependență de rezultatele care o să fie și viitorul politic și al lui Pavel Filip și alți politicieni care sunt cunoscuți și apreciați de cetățenii Republicii Moldova. Am înțeles, dar menționa astăzi domnul Vov, colegul dumneavoastră, că a sesizat Procuratura Generală, spunea și domnul Carp, referitor la declarațiile președintelui Igor Dodon, care a divulgat identitatea primei persoane contaminate cu coronavirus, dar urmărim un reportaj la acest subiect, după care revenim și îl comentăm. În această dimineață, deputatul PPD Liviu Vov a trimis o scrisoare procurorului general Alexandru Stoianoglu, prin care cere inițierea unui proces penal pe numele lui Igor Dodon. Totuși, președintele va putea fi tras la răspundere doar în anumite condiții. Dacă procuratura va dispune inițierea acestei cauze, atunci îl așteptăm pe domnul procuror Stoianoglu să vină în Parlament pentru a solicita ridicarea imunității. Constituția spune că ridicarea imunității președintelui se face cu două treimi din deputați. Sper să ajungem măcar la etapa ca să vină aici în Parlament și atunci să vedem cine din deputații din legislativ nu vor respecta drepturile acestei paciente și vor vota contra ca să fie sancționată. Și deputatul Dumitru Alaib a trimis o sesizare Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a lua măsuri în acest caz. Potrivit deputatului PAS, prin divulgarea numelui pacientei infectate cu virusul COVID-19, Dodon a acționat pur și simplu grețos, cum am mai spus. Și alți deputați îl acuză pe Igor Dodon pentru o gafă ce nu are scuză. Dice cheamă la calm, cheamă la responsabilitate, dar vedem declarații făcute responsabile, sunt date cu caracter personal și asemenea nimeni nu și-a permis până în prezent să divulge numele pacienților care sunt tratați. Ce să-i fac? Asta este Igor Dodon. Astfel de atitudine nu poți să aibă un președinte normal a țării. Cred că este o lipsă totală de tact în situația cu doamna care din păcate s-a îmbolnăvit. Între timp, socialiștii și democrații i-au luat apărarea președintelui. Sigur că nu a încălcat legea. Nu există lege care ar interzice domnul președinte să facă declarații și în declarații să nominalizeze o persoană. Din punct de vedere etic, este dreptul domnului președinte. Poate nu trebuia, dar nu cred că asta e o problemă. Sunt alte lucruri mai serioase. Ieri, președintele Igor Dodon a divulgat identitatea primului bolnav de coronavirus din Republica Moldova. Atât avocații, cât și experții în dreptul constituțional spun că aceasta este o încălcare flagrantă a vieții private și Igor Dodon nu avea niciun drept juridic să facă public numele și prenumele pacientei. Domnule Munteanu, merită șeful statului sancțiuni pentru divulgarea identității persoanei bolnave de coronavirus? Eu cred că este, într-adevăr, o gafă gravă, pentru că atentează la viața intimă a unui pacient care merită și trebuie să fie tratat. Nu trebuie să fie divulgat numele, pentru că acest lucru imediat are consecințe asupra rudelor, asupra intereselor acestei persoane, iar noi trebuie să tratăm orice cetățean în Republica Moldova cu demnitate, indiferent de condiția sa. Domnule Leu, că am putea asista la ridicarea imunității președintelui țării? Dacă o să fie probe și o să corespundă legislația în vigoare a Republicii Moldova, de ce nu? Dar eu nu cred că domnul Dodon a făcut acest lucru cu rea voință. Poate l-a luat înainte emoțiile și starea de spirit care apare la noi în societate. Dar statul este responsabil pentru declarațiile pe care le face. De acord. Eu doar, dacă nu mă așa la memorie, știu că chiar pe foile de boală, de tratament, anumite diagnoze sunt cifrate, nu sunt scrise cu cifru deschis oricare maladie, la fiecare potențial bolnav ce se întâmplă. Și cred că și aici sunt anumite restricții, dar se pronunță juriști în cazul dat. Domnule Carp. Eu am făcut această declarație din simplu motiv că coincide numele pacientei cu numele doamnei Sandu și asta a fost pentru a demonstra cumva. Dacă ar fi fost numele Carabas Barabas, precis că nu ar fi dat acest nume, dar în condițiile date, omul să face joc, face parte din propaganda și falsurile pe care se ocupă zi de zi Partidul Socialiștilor. Ba că nu trebuie să vină oameni acasă, ba că cheamă partidele de opoziție, cheamă cetățenii înapoi din Italia să îmbolnăvească pe cei care sunt de aici. Asta este irresponsabil totalmente, să faci asemenea declarații într-o criză prin care trece Republica Moldova. Deci noi, în loc să discutăm astăzi despre faptul cum, deci o opoziție
bună îmbunătățește calitatea guvernării. Și asta trebuie să o înțeleagă. Deci trebuie să o înțeleagă orice putere care este Republica Moldova, indiferent cine se află, cu o opoziție puternică, asta duce calitate, la ridicarea calității guvernării. Am înțeles, dar tot astăzi pe holurile Parlamentului se vorbea despre faptul că procurorul general ar putea veni în plen și să ceară ridicarea imunității mai multor deputați. Cunoașteți detalii? Am auzit anumite declarații unor politicieni, unor colegi de-ai noștri, dar viața bate filmul și asta se vede că nu s-a adeverit. Despre așteptarea procurorului cu intenția de a solicita suspendarea imunității, noi știm despre acest lucru și știm și numii concrete. Despre ce este? Sunt anumite persoane care au fost deja alertate și astăzi nu s-au găsit la ședința Parlamentului. Dar nu aș vrea să speculăm în această emisiune. Să așteptăm lucrurile să întâmple de la sine. Domnule Leucă, dar se vehicula că ar putea fi vorba chiar despre liderul nostru de partid, domnul Filip, vizat în dosarul Casei Presei. Eu nu vreau să comentez învinuirile care se aduc atât liderul Partidului Democrat cât și altor lideri politici. Vreau doar ca în statul în care trăiesc și pentru care am riscat cu viața să lucrez instituțiile și ele să fie independente. Eu am mari speranțe că actualul procuror general, domnul Stoianoglu, își va face cu cinste și cu onoare datoria de procuror general a Republicii Moldova și va lua acele atitudini față de anumite persoane, chiar și cu imunitate parlamentară, care ne va permite să înțelegem că instituțiile statului, în sfârșit, care sunt plătite din banii contribuabilului statului moldovenesc, lucrează. Domnule Carp, dar am putea sta la venirea procurorului general și dacă nu cumva aceste scenarii se folosesc anume în contextul negocierilor, formalizării acestei coaliții? Eu nu am încredere în acest procuror, desigur, domnul Leu, că atât timp cât acest procuror a încetat urmărirea penală privind finanțarea ilicită a Partidului Socialiștilor, da, și noi am văzut acele, toată lumea, fiți că toată lumea a văzut, doar procurorul nu a văzut acele video în care, secvențe video în care Dodon, așa numită spețoperație, cum spune, dar eu de fapt eram într-o spețoperație. Deci era om într-o discuție, era foarte sincer, el nu știa că este filmat, ne spune că primește bani din Rusia, plus avem confirmările din Bahamas, din offshore-uri, cum a primit bani. Și ce trebuia să facă procuror este să verifice foarte exact conturile acelor persoane care au fost vizate. Unde s-au dus acești bani? A întors acești bani? Care sunt plățile? Și eu sunt sigur, dacă făcea acest lucru, ar aștepta astăzi în Parlament să ridice și imunitatea speakerului Parlamentului, care este și președintele Partidului Socialiștilor. Dacă ar veni, are cui ridica, începând de la speakerul Parlamentului și continuând și cu alții care sunt cu pufșor pe bătișor. Dar noi atunci când am avut comisia parlamentară privind elucidarea fraudei bancare, sunt câteva nume pentru care trebuie să vină procurorul. Dar admiteți că se pune presiune pe unii deputați din PDM? Orice este posibil, fiindcă la noi guvernările, din păcate, este practică proastă experiență prin care se formează cu șantajuri, cu procuratură, dar persoanele care sunt sau care au fost vizate nu sunt doar din Partidul Democrat. Eu vreau încă o dată să amintesc colegilor mei și nu sunt de voie să mint că noi am avut o inițiativă, 30 de deputați când eram la număr, în a doua jumătate a anului 2019, dacă nu mă înșală în memorie, pe luna septembrie-octombrie, ca să ne dezicem toți din imunitate parlamentară. Da, și nu s-a votat în și Parlament. Nu s-a votat știu. Lucrul acesta. Dar nu e o instituție democratică renunțarea la imunitate. Imunitatea are logica sa constituțională. Să nu înțeleagă cineva că noi visăm, vreau zic, numai imunitatea parlamentară din activitatea de deputat. Am înțeles. Domnilor, din păcate nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile oferite. Vă așteptăm și cu alte ocazii la TVR Moldova. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20 începe Telejurnalul de la București. O seară liniștită să aveți!